băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou pe Petcatchers și, bineînțeles că s-a adăugat noul update. La ce v-ați așteptat? La o amânare? Nu, vorbim de Petcatchers care adaugă update-uri în continuu și update-urile sunt absolut imense. Nu am fost până acum și o să vă dovedesc imediat pentru că n-am deblocat zona și, bineînțeles, nu uitați voi de la începutul acestui episod să spargeți butonul acela de like, desigur să vă abonați cu clopoțelul dacă n-ați făcut-o până acum și în update-ul de astăzi s-au adăugat o groază de chestii, dar ceea ce nu știți voi este că de-abia m-am abținut să postez pe canal Petcatchers pentru că ghiciște, mi-au picat secrete noi și secrete una după alta, serial după serial, dacă vine să credeți, dacă nu, o să vă arăt imediat pentru că avem o groază de chestii noi, însă hai să suntem aici în inventar, după care nu uităm și la update că trebuie să vă arăt câte s-au adăugat. Eu deja vă zic sincer, băieți, nu o să vă mint, eu mi-am pregătit aici cafeluța pentru că în seara asta nu se doarme, da? Deci... Așa, în seara asta nu se doarme, băieți, deci la câte chestii s-au adăugat, nu a văzut alt joc niciodată, nici Pet Simulator, nici nimica. Deci câte chestii s-au adăugat în update-ul acesta, nu a adăugat niciun joc vreodată și o să arăt imediat. Bun, dar hai să vă țin și un pic așa la curent ca să știți voi ceea ce am mai făcut eu pe joculețul acesta, pentru că mă joc o groază. Vedem aici cam 113.000 de ouă deschise, da, nimica, un fleac. Și dacă ne uităm în inventarul meu, probabil că putem observa foarte multe diferențe. Ei bine, vreau să ne uităm la o chestie prima dată. Deci, în primul rând, avem aici foarte multe peturi pe care le-am făcut shiny ca să termin indexul de shiny, dar încă nu l-am terminat, sunt pe la 42, îți vă arăt imediat. Și avem aici o secretă nouă pe care... o avem în inventar, adică ăsta, Classic Trio, nu este o secretă pe care o folosesc, nu este o secretă pe care o voi folosi, ci este o secretă pe care o primești dacă termini indexul până la 100. O să vă arăt imediat. Și vedem aici că mi-a picat secreta asta, adică am primit-o pentru că am terminat eu nu știu ce index și am făcut-o shiny pentru index în continuare. Am mai prins și acest King Mash, care este o legendară. Este cea mai rară legendară din asta, de la Gloomy Grotto, mi se pare, de la... zona aia și am prins-o cu greu pentru că are șansa unui secret, deci dacă vrei să o prinzi cu capsulă când se spawnează o dată la 5 ani, da? O prins foarte greu, dacă pe o secretă. Bun, avem o groază de Phoenix, o groază de dinastia de Cerberus, după care hai să vă arăt o chestie, nu o să mă credeți niciodată, dar ăsta este adevărul pur, adică nu pot să vă mint, băieți, chiar nu pot să vă mint. M-am dus la slime și mi-au picat două King Slime, una este shiny pentru că am făcut-o pentru index, dar mi-au picat două King Slime, care astea care au serial înseamnă că secrete, da? Deci apăsăm pe ele, secrete. Deci mi-a picat așa, uitați-vă acolo, 21.162 și după aia m-am dus iar acolo, deci m-am băgat la următorul King Slime și mi-a picat serialul următor, bro. Deci mi-au picat ambele, uitați-vă aici că scrie numele meu pe ele, da? Deci mi-a picat așa. 21.162, 21.163. Deci una după alta. Insane reaction, nu mai zic nimica. Avem o groază de Cerberus, o groază de Phoenix din ăștia, nu știu ce o să fac cu ei. Și mai avem pe aici niște iteme, niște din astea, niște peturi. Astea sunt niște peturi de youtuberi, adică, na. Puteți să băgați și voi codurile. Aici trebuie Bright să băgați, deci ca și numele ăsta de pe aici. Nu vă ajută la nimica peturile astea, dar le-am luat că poate dezactivează codurile și vreau să le țin. Deci aici trebuie să băgați codul Bright, aici trebuie să băgați codul Gravy Cat. Parcă, Gravy Catman parcă. Și aici puteți să băgați Russo Place împreună, gen scris, pentru petul acesta de aici. Ați dat niște peturi de care nu aveți nevoie, vă zic eu de acum, deci chiar nu vă ajută cu nimic ca treaba asta. Bun, și cam astea sunt chestiile pe care am vrut să vi le mai arăt. Avem aici o groază de ouă, o groază de chestii pe care le craftez pentru că ne ajută foarte mult. Ia să craftăm niște dinastia. Bun, ne adăugăm și niște stone din asta, cum se numește? Pardon, se numește Timeful Tome, nu se numește stone. Mamă, nici nu știam că se aude așa, pentru că nu mă joc cu sunet, pentru că eu las AFK, deci în cazul în care ați intrat vreodată pe mine, să știți că, na, eram AFK, farmam AFK și, na, cam de acolo se înțelege și toată treaba asta. Înțelegeți voi care este treaba cu mine, însă, cam asta este ideea în sine. Dar avem o groază de chestii care s-au adăugat în update-ul de astăzi, update care chiar a apărut, ceea ce e surprinzător, adică, iar din câte puteți
observa în stânga mea, observăm noul update care a fost lansat. Vedem aici că scrie update out, deci update-ul a apărut. Vedem acolo că la ora 7:22, pentru că este ora României, gen 7:22, la mine e cu ora înapoi, și observăm acolo chestiile care s-au adăugat. Deci dacă ați văzut vreodată așa update imens, nu știu. Observăm aici primul punct, play minigames, deci este o zonă nouă care se numește Hyperwave Arcade, pentru că sunt acolo niște din astea, niște jocuri, deci sunt o groază de minigame-uri. După aia, câștigă tokenuri în timpul în care te joci minigame-uri, prinzi peturi și pescuiești, o chestie prea șmecheră, pentru că te mută automat în ultima zonă ca să faci rost de aceste etichete. După aia, schimbă-ți tokenurile pentru premii, da, deci te primești chestii. Observăm că este și un convertor din ăsta, din coins în gemuri, da, deci să dai bănuții tăi pe gemuri. După aia, deblochează și construiește-ți propriul talent la Royal Hall și vedem acolo că sunt 60 de upgrade-uri. Eu n-am văzut niciodată 60 de upgrade-uri în viața mea, deci nu știu câte au adăugat ei. Vedem aici că putem să hrănim, cum ar fi runele noastre, da, să le dăm la Rune Ravager pentru iteme. Deci dăm runele noastre din inventar acestui Rune Ravager și o să ne dea iteme. O să îi dăm o groază pentru că am și eu. Convertește-ți după aia mounții tăi, da, pe care ai în inventar, într-un Rainbow Mount care are cu 25% mai multă viteză. După aia boși noi și minigame-uri. După aia o groază sau o tonă de peturi noi, vedem că scrie acolo. Vedem că iteme complet noi, 3 charmuri noi, 2 shrine-uri din astea noi, adică unde te duci și dai claim în continuu la o perioadă de timp, și bineînțeles că o groază de chestii noi pe care o să le testăm în acest episod, pentru că eu deja am avansat la maxim, adică cel puțin aici în ultimele zone, eu nu mai am ce face, deci automat trebuie să mă duc acum în ultima zonă, cel mai probabil o să rămân acolo, acum unde este ăsta cu arcade, și bineînțeles că na, o să stăm pe acolo, băieți, pentru că avem o groază de chestii, adică na, cam asta este toată ideea, gen, eu am farmat destul pe aici. Uitați-vă la Sailor Request câte quest-uri am, 45, frate, vreau să ajung neapărat la 200 să iau și o broască aia țestoasă pentru că este un mount. Bun, la Gem Trader o să dăm pe astea, aici nu o să dăm încă. Bun, colectăm toate chestiile astea, mamă, uite-l pe băiatul ăsta, 2 sentineli, tare rău de tot, dar băieți, din ăștia care, da, ei își fac mai multe conturi, mama are și secreta aia Pot of Gold, destul de șmecheră, dar oricum o să mai apară evenimente și după aia când o să apară un eveniment din ăsta unde mai primești secretă, o să fiți acolo sigur că o să fiu prezent cu mai multe conturi, cel mai probabil, pentru că na, așa face toată lumea, adică nu e ceva wow să zic așa. Bun, o să ne ducem prima dată la The Black Market, dar nu trebuie să veniți aici, eu mă duc să colectez ceva, să vedem ce are pe aici la market, ia să vedem, nimica pentru că am cumpărat eu, așa că ne ducem la zona nouă. În cazul în care vă întrebați cum funcționează zona nouă, bă, Antidot, unde e zona nouă? Eu nu pot să mă duc acolo. Bă, băieți, foarte simplu. Veniți aici la magma, da, deci în zona asta, și după aia o luați aici în dreapta. Uite aici. Veniți aici în dreapta și aveți zona asta care costă 1 bă la mine. Eu i-am dat, mi-a dat acum elixir și book shrine, este ready să dai claim. Nu știu ce sunt astea, ticket storage. Mamă, ticket storage-uri din astea o să ne trebuiască și nouă, dar încă nu o să apăs, pentru că nu știu ce ne așteaptă aici, știi, la arcade ăsta, și sunt foarte curios. În cazul în care ne mai trebuie pe acolo niște gemuri, să nu le folosim acum, știi, și zic, na, o să trebuiască să ne uităm acolo ce se află prima dată. Și hai să intrăm pentru prima dată la Enter. Oh my god! Holy moly! Ce e ăsta, bă? Hyper Lounge. What? Trebuie să cumperi cu 3 milioane de puncte. Aici, prize-uri. Mamă! Uite ce poți să cumperi aici cu milioane de puncte. Ăsta ce e aici? Magma Bazin? Nu o să mă duc. Mobra, și aici ți arată toate evenimentele în continuu. De ce eveniment în continuu? What? Ăsta ce e? Play Robot Claw. Wow! Uite ce poate să-ți dea, bro. Poate să-ți pice multe chestii pe aici. Ăsta ce-ți dă? Și aici, ăsta e Dance Off. Ăsta este Ancient Dig, iar aici e Robot Cloud, deci ăsta este un de-asta nou, Exchange. Uite, pot să folosesc tot, să-mi dea 200 de diamante niciodată. Bun, aici ce sunt astea? Pot să cumpăr un Perfect Cube cu 9 B de puncte. Aici ce e ăsta? What? Pot să...
Deci poți să folosești tokenuri ca să iei trophy pet-ul ăsta de pe aici. Deci e un pet nou, dar nu știu cât trebuie să dai. Iar aici 35B pe un prismatic egg din ăsta. Wow, bro. Ia aici ce avem, niște, e o scenă din asta. Aici este fishing loot. Ia să vedem ce ne dă. Deci aici avem... bineînțeles, niște pești noi. Aici avem, bă, o să folosesc această poțiune pe care voi nu o cunoașteți, pentru că eu o am, pentru că am terminat indexul. Hai să vă arăt aici. Deci dacă ne ducem la index, am terminat aici toate misiunile, în afară de 55 de shiny, da? Ca să înțelegeți. Și practic am terminat misiunea asta care e aici, 40 de shiny pets, care mi-a dat, bineînțeles, poțiunea asta. Dar având în vedere că suntem aici, o să folosim toate poțiunile pe care le avem. Uite, și de și de pescuit, folosim și ăsta, da? Și bineînțeles că punem și asta ca să vedem dacă ne pică ceva. Deci avem așa, ultra lucky, deci ne dă toate bufferile din joc, super lucky, feeling lucky, de toate, da? Deci avem de toate chestiile care poate să ne dea. Și hai să dăm și noi aici repede, nu știu, folosim și noi poțiunea asta un pic să vedem ce ne pică, da? Deci dăm aici un pic la pescuit să vedem ce ne dă. Mi-a picat golden tickets deja. Mamă, mi-a picat deja primul pește. Hai să vedem dacă ne dă și următorii. Ăla are șansa de 1 din 2. Mamă, ăla cu 4%. Bă, e destul de bine, adică eu deja avansez pe aici, ceea ce este bine. Deci vedem în stânga că poate să-ți dea o groază de chestii. Nu-mi dau seama ce sunt alea. Adică văd acolo Golden Sherry, văd acolo Ray, adică hoverboard-ul ăsta pe care îl avem și noi. Dar în rest nu observ alte chestii interesante. Neon Carp, Elite Mystery Egg-uri văd că ne dă. Na, chestii mai rare așa văd că nu mi-a dat până acum, din câte am pescuit așa. Ăla nu știu cum se numește, ultimul pet, pardon, ultimul pește, dar trebuie să ne uităm. Oricum, avem o groază de bonusuri pe noi, o să stau și aici. Dar sunt curios de chestii, bro, este așa. Aici nu sunt peturi noi, gen să dau cu mystery egg-uri, este așa. Sunt foarte curios de treaba asta. Bă, ăsta deschide ouă aici, nu? A, pe era în sigur, bro. Pe ăla deschide ouă aici, mă. Pe aia zic, mama mea. Na, uite ce e aici, bă. Hai să deschidem și noi. Mamă, ce e ăla, bă? Memory error, what? Na, dar nu deschid lângă băieții ăștia că se aude în continuu, asta așa. Uite, mă duc aici, acesta cu 3 milioane, dar eu n-am puncte. Bă, nu știu cum să fac punctele, dar hai să dăm și noi. Dăm cu autoclickerul ca să deschide mai repede. Bun, văd că ne pică niște chestii. Bă, la așa nu le pică nimic, bă. Ok. Nu știu cât de bune sunt peturile astea, dar cel mai probabil nu sunt bune. Așa. Bă, o legendară nu-mi dă. What? Nu vrea să-mi pice legendară, bă. Dar uitați-vă că ai șanse foarte mari la peturile astea, din câte văd eu. Adică unul din 400 de mii e ok. Dar cum era înainte la evenimentul ăla înainte... A, ba nu, bă, am eu toate pățiunile pe mine, bă. De-aia am eu șanse mari. A, ok. Bun. Deci ai șanse extrem de mici atunci. Mamă, dar toată lumea deschide aici egg-uri, bro, nu poți crede așa ceva. Deci uitați-vă cum deschide toată lumea egg-uri. Mamă, deja nu mai rezist. Deci cum se aude acolo, e jale. Se aude în continuu din alea. Bun, Black Market-ul și-a dat restock. Am putea să mergem și noi ca să luăm acolo chestia. Adică poate găsim o pățiune din aia de luck și mai șmecheră. Nu știu dacă găsim. Nu știu dacă e, uite-l ăsta, 9 milioane, da, pe ăsta-l folosesc. Ca să mă duc aici repede. Deci ne ducem la Black Market. Și aici poate să-ți pice poțiuni din astea de lac care te ajută foarte mult. Oh, așa, bă, frate, dă-le aici pe toate. Sunt bune și cireșele alea pentru că primești după aia golden sherry's dacă folosești pe peturi shiny. Bă, vezi că e prea șmecher ăsta, bă, frate, bă, deci îți dă o groază de chestii. Ia uite, bă, indexul. Îți crește indexul aici. Mă, dar nu înțeleg o chestie, ce e asta? Aici să cumperi cu tokens. Ok. Dar eu cum fac rost acum de puncte din astea? Uite, are Royal Slime, are hashtag mic. Aici ce primești? Ia stai așa, hai să folosim și noi, uite, îl folosesc pe ăsta. Ce trebuie să fac aici? Bun, prize. Deci trebuie să aleg un prize acum și nu-mi dau seama. Ăsta. Na, am dat acolo. Și ce mi-a dat? Mi-a dat niște cutiuțe din astea. A, trebuie să dau cât mai repede, bă, frate, bă. What? Nu l-a prins. Ok. Ups. Cum adică, mă? Nu vrea să meargă, bă, frate, bă. Na. Păi să-i schem total, bro, să-i cel mai mare schem aici. Uite cum îmi dă în continuu, ups. Și puncte din astea faci rost de aici. Bă, ce mă? Eu nu înțeleg, de ce nu merge? Uite, am dat acum. Ok. Și alea pe aici ce sunt? Uite aici, vreau să dau și eu. Nu mă lasă, mă! Bă, nu pot să cred așa ceva, bă. Dar, bă, nu, că-i dau cu autoclicker-ul, adică n-am ce să-i fac.
Adică n-ai nicio șansă altcumva. Aici trebuie să dai cu autoclicker în continuu, să-ți dea în continuu. Adică n-ai nicio șansă altcumva. What? Ci că ups. What? Mi-a dat mare schem. Dar eu cum pot să fac rost de coinuri din alea? Pentru că nu-mi dau seama, adică ce trebuie să farmez eu acum? Ia să folosim iară ăsta. Deci îl dau iară cu autoclicker-ul. Nu știu, îl pun să dea click în continuu, că nu mă interesează ce găsește. Orice găsește, eu vreau să dea. Hai, că n-ai cum altceva. Bă, da, de ce nu mă lasă, bă? Eu nu înțeleg, bă. Na, nu pot să cred așa ceva. Bă, de ce nu prinde, bă? De ce dă ups în continuu, mă? What? Uite, acum a prins o carte din aia, care nu mă ajută la nimica. Bă, acum a dat iară ups. Deci eu nu înțeleg, bro. Am toate poțiunile pe mine, toate chestiile posibile și îmi dă ups în continuu. Bă! N-ai mă cum așa ce... Na. Na. Bă, băiatule! Mi-a dat fructe mie, bă. Mie îmi trebuie fructe. Îmi trebuie din astea pe aici. Doamne! Nu pot să cred. What? Dar de ce îmi dă în continuu ups, bro? Pe ce trebuie să dau? Mă, stai mă, eu trebuie să dau pe mijloc aici sau mi se pare mie? Bă, eu, ăla cu price, eu trebuie să dau mereu pe mijloc? Hai mă să testăm încă o dată ca să nu o zic că nu, adică trebuie să dau mereu când este pe mijloc aici? Adică eu nu-mi dau seama. Trebuie să prinzi aici când e pe mijloc, așa? Ci că da, aparent am dat succes. Bun, hai să mai dăm încă o dată aici. Uite, iar am dat. Ah, da mă, sunt eu NPC. În fine, nu mai contează, deci aparent merge. Uite, că dau aici, vedeți? Da, deci dacă dai pe mijloc, merge. Păi nu înțelegeam de ce nu merge, mă, dar oricum era prea ușor dacă era cu autoclicker-ul. Bun, am prins acum în continuu chestii, nu mai contează, deci a fost vina mea. Bun, da, bă, deci nu e buguit, bă, eram eu NPC. Ok, bro, hai să vedem. Aici, pe mijloc trebuie să dai mereu, vedeți? Da, și uite acum cât te prind. Acum am prins de fiecare dată, bă. Ok, bro, nu mai zic nimica. Ia să vedem ce am mai prins. Bă, cred că la mașinăria asta e șansă foarte mare să-ți dea chestii, ceea ce este foarte bine. Problema este că nu știu cum fac eu rost de mai multe coinuri din astea. Vă zic sincer, chiar nu știu, pentru că vreau și eu. Bun, aici avem de chestiile astea. Bun, aici ce poate să-ți mai dea? Asta faci rost cu milioane, cu bilioane, cu ce mai vrei tu. Ăsta costă milioane de puncte, ceea ce mi se pare mie fascinant. Și aici costă 3 milioane să te duci aici. Dar eu nu înțeleg, bro, adică cum poți să faci 3 milioane de puncte acum? Eu nu înțeleg. Cum poți să fac acum? Gamer, Fortune, Treasure, deci eu nu înțeleg. Cum poți să fac acum mai mult? Ce să stea, mă, pe aici? Tot cu milioane. Eu nu înțeleg, bro, adică eu cum fac acum milioane de puncte? Nu-mi zic că milioane de puncte, a, cred că și de aici, bă. Deci dacă stai la pescuit, îți pică chestii în continuu, bro. Mamă, de eu nu-mi dau seama, deci punctele astea cum le faci, bă? Că nu cred că primești punctele dacă te duci să farmezi într-o zonă normală, nu? Adică n-ar avea logică să te duci, mamă, mi-a picat carte legendară, deci mi-a picat Timefall Tome, ceea ce este tare. Sunt foarte curios dacă îmi dă și mie ultimul pește, era destul de interesant să ne pice, plus că avem acum o groază de peturi pe noi, dar nu înțeleg cum fac rost de mai multe coinuri, că dacă trebuie să te joci în continuu acolo la mașinăriile alea, n-ai cum să strângi milioane, frate, adică am 1800 până la 3 milioane... Mai așteptăm 3 update-uri să fac eu 3 milioane, adică mi se pare cam imposibil, dar na, nu știu ce să zic. O să trebuiască, oricum, asta cu peștele nu mă fascinează acum, nu o să stau foarte mult la pește, ci, what? Ăsta cumpără, mă? Păi ce, mă? Dar stai așa, eu nu înțeleg o chestie. Unde e ăla la care îi dau runele mele, bro? Unde e ăla? Și ce, ce fac? Ăsta deschide aici, am înțeles. Dar unde e ăla care mănâncă rune, bro? Unde e ăla care mănâncă rune? Că eu nu văd pe niciunul. Aici e doar o scenă din asta, aici nu e nimica. Cred că în camera următoare, uite acolo. Dar cum a ajuns ăla în camera următoare, bă, băiatule, bă? What? 3 milioane. Bă, stai mă, dacă deschid ouă în pică, îmi dă puncte, bro, dacă deschid ouă. Ok, hai că eu am rămas acum șocat. Deci eu acum nu înțeleg cum pot face atâtea puncte să mă duc la zona aia nouă. Deci el are 3 milioane de puncte și update-ul s-a făcut acum o oră, bro. El cum a făcut 3 milioane de puncte într-o oră, bro? Deci o oră a trecut, o oră jumătate maxim. Bă, eu nu înțeleg, bă, eu nu înțeleg de unde are băiatul la atâtea puncte, adică mie mi se pare fenomenal. Și nu înțeleg asta cu runele. Eu unde dau runele, bro? Cred că la cameră. Mi-a picat o din asta, secret, am vrut să zic. Oh, what? Legendară. Cred că e asta de aici, da, se vede că e aia de acolo, slabă. Seal duo, na, despre... Opa! Na! Iară seal duo, mă. Păi ce fac cu astea, bro? Dă și mie ceva mai rar, nu știu. Dă-mi și mie aia, unul din 9500, bro. Dă și mie aia, unul din 9500. Foarte curios, vă dați seama că o să deschid toate ouăle astea în seara asta aici, nu? Da, deci 20.000 de ouăle deschid aici, până îmi pică ceva interesant. Bine, peturile astea 1 la 400.000, nu cred că sunt bune. Dar ăla la 1 din 6 milioane. Holy moly. Sunt foarte curios.
Adică sunt foarte curios să văd dacă ne pică ceva. O, bine, eu aș vrea să-mi pice acum și primele peturi, știi, din ou ăsta. Dar, na, nu știu ce să zic, e șansa destul de micuță. Și o să trebuiască să ne jucăm și la mașinăriile astea. Deci în continuu tichetele trebuie să le folosim la mașinăriile astea, bro. Oh my god, ăsta nu-mi place absolut deloc. Da, ăsta mi se pare mie interesant. Da, frate, ăsta mi se pare destul de tare. Pentru că vii aici, apeși pe butonul ăsta și trebuie mereu să dai pe mijloc. Adică ai toate șansele din lume, da? Deci dacă nu prinzi, înseamnă că n-ai tu precizie. Dar în rest, mi se pare printre cele mai simple joculețe ăsta de pe aici, vedeți? Trebuie să dai mereu pe mijloc, bro. Eu nu înțeleg cum a făcut băiatul ăla 3 milioane. Vă zic sincer. Deci eu nu înțeleg cum a făcut 3 milioane sau de unde are el atâtea tichete. Ce ăla? Am prins ceva. N-am văzut în viața mea chestia aia. Am prins o pățiune nouă. What? Încă o carte lege. Da, aici ne jucăm toată noaptea, cred că. Deci îmi dau groază de chestii acum și nu înțeleg. Mi-a dat acum fructe. Bă, da, nu știu ce-s pățiunile alea. Trebuie să ne uităm imediat. Deci pățiune complet nouă. Aici niște din alea așa mov. Ok, dar nu știu, ai șansa de 100% aici mereu, bă, nu știu. Ori o să-l facă ei mai dificil. Nu știu, cred că... Cam așa funcționează, mi se pare foarte ușor să vii aici, deci chiar îmi place, dar nu înțeleg ce pățiunea asta pe care o avem noi acum. Bun, am primit o pățiune, da? Aici index, nu știu ce ne-a dat, cred că m-am glitchit. What? Unde m-am dus acolo? Habar n-am. Deci nu știu unde m-am băgat. Bun, iteme și avem așa, gamer, increases the chance of earning legendary și secret. Mamă, lași, există așa ceva? Păi hai să dăm aici, frate. Păi, da, facem episod mai lung, frate. Facem episod mai lung aici, folosim și noi. Păi da, no, păi da, haide. Bun, aici, dăm și noi pe chestia asta. Bun, mi-a picat exact cea mai slabă chestie care poate să pice de pe aici. Am pus pățiunea aia degeaba. Bun, dăm și noi. Mi-a dat niște mystery egg-uri. Ce? Ok, bro. Adică, na, ce pasăm de altceva? Niște chesturi din... Bine, niște cuburi din astea legendare. Nu sunt foarte rele, sunt chiar ok. Niște fructe. Nu înțeleg de ce există fructele astea atâtea pe aici. Deci, na, n-au ce să adauge chestii mai slabe. Iar niște din astea verzi care mă enervează rău de tot că nu le folosesc. Am dat din greșeală. Da, acolo am greșit-o eu, mă scuzați. Bun, ia să vedem. Deci mai pot să dai și pe lângă. Bă, iar mi-a dat niște cuburi legendare. Nu știu de ce, că eu am craftat 1000 din astea. Deci nu prea îmi trebuie. Bun, aici iar niște fructe din astea și cam atâta. Uite cum s-a dus tichetul. Bă, deci se duce tichetul instant. Bă, frate, bă, tichetul ăla se duce instant. Nu pot să crezi așa ceva, deci n-ai cum, bro. Mamă. Ok, hai să vedem. Deci iară, 3, 2, 1. Deci trebuie să vă orientați după chestie, bro. Uite aici unde e chestia roșie, vedeți? Unde e coinul și chestia roșie. Exact aici, acolo trebuie să dați. Deci dacă dați acolo, e foarte bine. Hai să vedem. Aici, vedeți? Deci exact aici, trebuie să apăsați pe butonul ăla când este acolo chestia verde. Bă, mi se pare foarte simplu, adică chiar nu vă mint. Mi se pare... ce e aia? Încă o pățiune ceva. Ceva de, nu știu... O pățiune nouă, nici de aia n-am avut niciodată. Deci avem aici pățiuni noi pe care le-am luat. Ia să vedem. Bă, dar nu-mi pică și mie ceva mai șmecher, mă, nu știu, ceva cu șansa mai mică așa. Ok, niște din astea legendare din nou, ca să mai ne fenteze la niște premii. Bun, iar acum ultima chestie, iar niște cuburi din astea legendare. Sunt destul de ok. Și hai să vedem, ce e pățiunea asta, că eu nu înțeleg. Asta, token, what? Multiplier? Your token multiplier? Na, mai ziceți voi ceva, că am înțeles eu ce zice aici. Îți multiplică tokenul nu știu ce. What? Ok, bro, ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă. Deci îți multiplică cum ar fi tokenul. Eu nu știu ce înseamnă să-ți multiplice tokenul. Doamne, 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 că nu mai zic nimic. Ia să vedem, dăm și pe aici. Bun, alea sunt bune, ca să dau să reinviu boșii, pentru că o să mă duc la boșii în continuu, care ale ne mai dă tichete cum ar fi. Ne dă tichete pentru arcade, ceea ce este foarte bine. Deci toată lumea o să fie la boș și la ultima zonă. Toată lumea o să fie numai la boș și la ultima zonă. Deci cam asta este toată ideea. Și o să trebuiască să cum... Mamă, mi-a dat iară pățiune din aia, mă. Bă, what? Pățiune din aia nu am. Ba da, aia e pățiune de lac. Ok, aia e pățiune de super lac. Nu e din asta nouă, e pățiune de super lac pe care o aveam eu. Ok, deci pățiunea asta o să punem aici, după ce dau aici. Hai, ultima chestie, pam, ăsta, repede. Hai, ia-l, te rog. Perfect, mi-a dat niște fructe. Mai bine nu...
mai bine nu ne dădea. Bun, și o să mai stau aici probabil ca să mai deschid peturi. Nu știu dacă o să mai mă joc aici la arcade neapărat. Deci toată lumea deschide peturi, frate. Deci ăsta este secretul. Și momentan avem 5.000 de puncte. Încă nu înțeleg de unde are băiatul la 3 milioane ca să se ducă acolo, dar vreau și să strâng 3 milioane. Nu știu dacă reușim, dar în momentul în care o să reușim, cel mai probabil o să mai facem un episod, nu sunt sigur. Noi, dacă voi, ca de fiecare dată, să spuneți în secțiunea de comentarii părerea voastră despre acest update și să lăsați un like acolo puternic pentru Petcatcher. Și până data viitoare, am fost Antidot, baftă!